Declarații 8 după moartea lui Andrei Gheorghe, un apropiat al acestuia rupe tăcerea, în subliniere te gunoaie. Decesul lui Andrei Gheorghe a subliniere ocat pe toată lumea. Jurnalistul a încetat din viac la doar 56 de ani din cauza unor probleme cu inima. Imediat după dispariția acestuia, milioane de mesaje au invadat internetul sublinierei nu numai. Acestea nu au fost pe placul lui Mihai Pleun, unul dintre beii scriitorului Andrei Pleun, bun prieten cu Andrei Gheorghe. Ce a trecut peste ocul dispariei amicului său, Mihai Pleu a remarcat, dezgustat, reacțiile lacrimogene ale unor persoane care, până acum, nu l-au apreciat pe Andrei Gheorghe, ba chiar i-au trântit uile în nas. Încep să mă trezesc din starea de perplexitate pe care vestea morții lui Andrei mi-a administrat-o. Mă trezesc în fapt Facebook. Mă trezesc cu declarații pline de elogii venite de la niște gunoaie pe care noi astia care mai avem o gură de zis îi desconsideram de multă vreme. Mai sunt și cei care pot însfarsi să spună că de nazol era de fapt Andrei Sica, de fapt nici pe radio nu era mare lucru. Mi se cer declarații și ganduri bune de la azi, are care îi înjurau, iar posturile de radio care l-au pus pe linie moartă astăzi îi dedica emisiuni. Lumea vrea să îl vadă în cutie și cere data și ora în mormântare, iar romana de oameni și plâng prietenul, colegul, mentorul pierdut. Mai sunt măcar cei care taxi se fac ca ploua. Spun măcar, pentru că o consider dovada de bun simț venind de la respectivii indivizi. Sunt și cei care mulțumesc post-mortem cu regret, pentru aportul esențial la problemele vieții aduse de regretat, în timp ce dădeau telefonul pe silent când apare Andrei Gheorghe pe display, sau cei care recunosc public că în lipsa unui asemenea mentor viața sa nu ar fi prins niciodată conturi, a scris Mihai Pleun, pe propriul blog. El a scris câteva rânduri despre prietenia care l-a legat de Andrei Gheorghe. Andrei a fost cinevaul fiecăruia așa cum a fost. Am urcat în cantități egale cu coborarile și ne-am si înjurat cam cât timp om fi si ras. Am fost oameni între oameni cu apucaturi parese comune. Și am încercat să fim veseli, chiar și printre dintii, chiar și în momente în care treaba era lată. Nu a uitat, însă, se critice un alt obicei al românilor în astfel de situații, suferim după fiecare mort ca după sfârșitul de la Bambi, după ce am fost partasi la procesul de îngropaciune inca din timpul vieții. Cei mai mari dușmani devin, post-mortem, prietenii adusi la rang de frații de cruce. Și să nu uitam cei mai important. Sprițul. Nimic nu se compara cu o sleahtă de suferinți care beau de sufletul mortului. Cum stim noi cum vroia mortul să ne distram noi la parastas? Mai noi si cum suntem de gata să marim nota de plată în amintirea raposatului.